Autoritățile de la Chișinău vor să reducă numărul de diplomați basarabeni care muncesc la ambasadele Federației Ruse și Regatul Țărilor de Jos. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat pentru consultări de Ministerul de Externe al Republicii Moldova. La misiunea diplomatică de la Chișinău în Federația Rusă vor fi reduse 5 funcții, iar personalul va fi distribuit la ambasadele din alte state. Potrivit secretarului general al Ministerului de Externe, reorganizarea are ca scop optimizarea capacităților reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state. Am venit cu această inițiativă pentru că Ministerul de Externe evaluează permanent care este nivelul de activitate al misiunilor diplomatice și așa cum noi asistăm la o schimbare periodică a volumului de lucru care este realizat de către funcționarii noștri diplomatici, ne reorientăm spre acele destinații, acele state unde avem această necesitate de a cumva suplini capacitățile noastre funcționale.